Domnul Titu vrea să renunțe la sistemul de încălzire centralizată și a izolat apartamentul, așa că frigul care va urma nu îl sperie și preferă să stea cu o plapumă în plus decât să suporte alte costuri. Noi suntem 7 persoane, nu ne mai putem permite să plătim. Și am decis ca să pot, vreau să mă debranșez. Cei care aleg să renunțe la sistemul de încălzire centralizată trebuie să îndeplinească o serie de formalități. Pe lângă acceptul vecinilor, persoanele care optează pentru această variantă trebuie să plătească peste 90 de lei pentru fiecare calorifer la care vor să renunțe. Ca să dea un calorifer jos e 925.000 bani vii. Și câte calorifere vreți să vă dea jos? Și aș vrea tot apartamentul. Tot apartamentul, apartament cu 3 camere, care în bucătărie nu l-am calorifer de când m-am mutat aici, în baia la fel, și n-am decât sufrageria, două dormitoare. De aici încolo, mie nu mai trebuie, da? Ăștia se leargă la vecini, sus, tur, retur, da? Deci eu n-am treabă cu ăștia. Avem în total de 8 cereri, 5 din anii anterior, iar în anul acesta numai 3 cereri de debranșare la care am primit de la Termo și răspuns. Până la ora actuală avem doar 3 cereri de debranșare, dar nu debranșare totală și debranșare parțială. Condiția e să-și ia acordul de la vecini pe verticală și pe orizontală și, în ultima instanță, o discuție cu toți membrii de pe scară. Cei care vor să se debranșeze mai au la dispoziție o lună pentru a-și depune dosarele. Până acum și-a exprimat această dorință în jur de 30 de persoane.